interzis oprire toate stațiile de transport public, dar asta s-a oprit. Care de dus un document. Transportul public oprește mai la vale, tot la o intersecție, cam periculos. Ruta 192. Încă mai la vale alte mașini oprite cam ilegal. Dar e adevărat că semnul acela de circulație care limitează staționarea își pierde valoarea la intersecție. Deci aici nu e interzis de parcat, dar mult sigur e interzis de făcut taxi. Și iată asta, taxi ilegal, cu numere albe, fără aparat de taxat, stă la poarta pieței, protejat de organe. Cel mai probabil e și el un fost polițai. Și cine știe ce altceva mai vin de el pe aici? Sau ce misiune mai are el la poarta pieței? Sunt îngăduitori cu familia aceea, intrat la farmacie, cred. Mă întorc pe un deal, a apărut și acolo polițai. Это и день от этих полицейских.
trec pe lângă mașina de taxi ilegal. Deja și-o scos semnul de taxi, dar au rămas acolo. Presteze servicii. Cu epolet. Păzește mafia taxiurilor ilegale. Evaziune fiscală, pericole pentru consumatori de servicii și multe alte pericole, că nu se știe ce alte servicii mai prestează ei. Deci vânzătorii de alcool suferă, dar transportatorii ilegal de pasageri, n-au nimic de sperit, poliția îi protejează. Oamenii comandă taxi, vine mașină de taxi oficială cu numere galbene. Care și-au lăsat mașina în intersecție la bulevard, dar de acum s-a plecat. Pentru că mai sunt alții parcați ca el, trotuar merge pe carosabil.
Plecat că nu mai merge business-ul pe așa observator. Este taxi cu numere albe. Cam ilegal. În mod sigur nu are aparat de taxat, aparat de fiscal. GLG 052. Dar dacă autoritățile nu vor să legalizeze, să am caut ceva de câștigat din asta.